Dacă decidem să facem osteotomie, deci practic este o operație de întârziere a avansării artrozei, este o operație care temporizează artroza și care este indicată în special la pacienții undeva în jurul vârstei de 40-50 de ani, la cei pacienți care au genunchii deformați, acei genunchi de care spuneam eu la începutul emisiunii, genunchii de călăreț sau de fotbalist. Știm la ora actuală că toată uzura se produce pe partea din interior a genunchiului, iar medicul ortoped aflat în fața unui membru inferior complet deformat trebuie să ia o decizie de corectare a axului mecanic. Noi, practic, funcționăm aici poate un pic ca la tâmplărie, în care avem un bătstrâmb și vrem să-l îndreptăm ca să fie drept, să poată să meargă forțele, să pot fi corect aplicate la nivelul genunchiului. Practic, prin operația de osteotomie, noi creăm... Putem să ne ajutăm și de... Putem să ne ajutăm de mulaj. Practic, noi prin operația de osteotomie, acesta este platoul tibial, aceasta este tibia, noi creăm o fractură controlată. Okay. După niște unghiuri și după niște grade pe care le voi explica imediat, creind această fractură controlată, piciorul care era curb în interior devine drept, iar apoi o fixăm cu o placă și cu niște șuruburi care are rolul de a menține poziția corectă a genunchiului pe perioada vindecării. După ce oasele s-au vindecat, respectiv s-a sudat, s-a creat calus, evident că pacientul merge normal și calcă pe picior. Cât timp? Cam 6 săptămâni este perioada mai dificilă. Bun. În care trebuie să fie repaus complet? Nu, merge pe picior, calcă pe picior, îndoaie genunchiul, dar nu poate să pună presiune completă pe genunchi. Noutatea vine din precizia actului chirurgical și din aducerea computerului în sala de operație. Aici este revoluția pe care am reușit, s-a creat în ortopedie. Tehnologia face parte la ora actuală din viața noastră curentă sau ar trebui să facă parte din viața noastră curentă, a intrat în sălile de operație, astfel încât la ora actuală noi putem vorbi de osteotomie personalizată, putem vorbi de proteze personalizate de genunchi și în curând vom vorbi de proteze robotic asistate, în care implantarea protezei va fi făcută, să spunem așa, într-o echipă mixtă, formată dintr-un ortoped și un robot. Vești pe care sper să vi le pot da curând.